Dragă bărbate, te salut! Trăiești cumva cu prietena ta și ai observat că ați început să vă certați ceva mai des? Ei bine, asta este o chestie super normală în relația de cuplu. Ne ocupăm cu relaționarea și seducția de mai bine de 12 ani. Și bărbații cu care lucrăm în domeniu vin la noi deseori cu relații și ne spun că femeile lor s-au cam plictisit de ei. Și cam de aici începe cearta. Ori chiar ei ca bărbați s-au plictisit de ele. Și vreau să explic niște chestii fundamentale. În primul rând, există atracția. Suntem conjurați de așa ceva. Suntem ființe sexuale. Atracția va predomina întotdeauna, indiferent că ești tu căsătorit sau nu. Sigur poți să admiți faptul că ai văzut pe cineva și ți se pare super atrăgător. Deși erai într-o relație, deși erai căsătorit. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, pe lângă treaba asta, este că evident într-o relație câte lucruri poți să faci până totul devine plictisitor. La câte rutine poți să apelezi, câte întâlniri poți să ai, câte lucruri fascinante poți să faci. Că sigur, dacă stăm să ne gândim, sunt 4, 5, 10 maxim. Și am văzut mulți bărbați veneau și sperau să obțină chestii de astea, gen mici quick fix-uri, mici idei de relații, de dating-uri, de chestii, de interacționări de astea publice. Să fiu sincer, da, sunt câteva, dar nu va anula efectul ăla, pentru că voi stați 24/7 împreună. Desigur, după job și după toate chestiile plictisitoare, oricine vrea să facă ceva incitant. Dacă mai e și stilul de viață la prost, în care stai doar toată ziua pe canapea și te uiți la un film, garantat ai dat o bară de foarte mult timp. Și aici ai greșit absolut tot ce nu sperai să greșești. După care, toate rutinele astea la care vrei tu să apelezi sunt ok, dar tot sunteți aici, în capul vostru, 24/7. Tu trebuie să devii interesant ca și bărbat. O femeie va vrea mereu și nu se va plictisi niciodată de un bărbat care știe să o facă să se simtă atrasă în fiecare zi. Iar asta nu înseamnă să speli vasele pentru că așa ți-a ordonat ea sau ți-a spus sau pentru că nu prea o faci în general. Sunt anumite lucruri atribuite bărbaților și anumite lucruri pe care le atribuim femeilor. În momentul în care tu preiei din sarcine femeilor, ghiși ce, cam devii tu însuși o femeie. De ce? Pentru că anumite chestii trebuie să rămână așa cum au fost lăsate. Dacă o femeie nu are abilități fizice să meargă pe șantier ca și tine ca bărbat, dacă într-o bună zi ar face asta, tu te-ai simți inutil. Tu nu ai mai putea activa în domeniul ăla, trebuie să activezi în domeniul celălalt. Deci nu e bine să o dai din extrema masculină în cea feminină și nici invers. Sigur că se poate participa din când în când, dar nu trebuie să te obișnuiești în stilul ăsta. Așa că ce vreau să înțelegi foarte tare aici este că plictiseala va interveni indiferent de ceea ce faci și ori dezvolți partea atrăgătoare din tine ca și bărbat și înțelegi ce înseamnă să fii atrăgător și cum să creezi atracție în fiecare zi și îți amintești că în seducție și relaționare trebuie să o cucerești în fiecare zi și înțelegi că nu trebuie să fii comod sau vreodată să apelezi la zona de confort și să stai să zaci în ea, ei bine, acum ai cheia relaționării de succes. Așa că câtă vreme nu înțelegi treburile astea, mereu relația ta va ieșua. Mereu o va lua în jos și foarte probabil ai practicat asta deja cu o grămadă de femei și ai văzut că te-ai dus numai în jos, nu ți-a mers bine. Așa că până data viitoare sper că înțelegi chestiile astea și te așteptăm la coachingul online pe care îl oferim sau chiar în persoană. E de ajuns să intri pe foresense.ro și poți lua legătura cu noi. Caută-ne și pe Instagram, vrem să auzim povestea ta. Te-am pupat! Dacă nu erau femeile. Dacă cineva intră pe canalul meu pentru o secundă și spune că eu sunt misogin, dacă o femeie ar spune asta, îți spun sincer, se înșeală grav sau înseamnă că eu m-am exprimat foarte prost undeva, pentru că eu am cel mai mare respect, iubesc femeia și consider că fără ea eram un căcat în ploaie. Tot ce s-a întâmplat în viața mea și cine m-am construit să fiu astăzi este mulțumită femeii. Femeia care m-a privit în ochi și mi-a spus, te crezi cineva, dar nu ești? Ego-ul? Ha! Te crezi matur, dar ești vai de capul tău? Cum adică? Băi, nu știu cine vorbești. Ego. Și 3 ani mai târziu să-ți dai seama. Așa era. Trebuia să învăț, să învăț, să citesc, să-mi dau seama că nu sunt important. O cheie în a înțelege seducția mai bine este că nu ești important. Dacă ți-ai dorit vreodată să fii important, ghiși ce? O să dai faliment în toată viața ta. Nu vei fi important pentru absolut nimeni. Iar dacă vreodată te vei simți important pentru o persoană, ai mare grijă. Femeile în ziua de azi sunt condiționate social. Ele nu vor relația pentru că tu ești un om minunat, ci pentru că asta vor. E o listă de to-do, iar asta e o bifă. Exact cum pentru tine ar trebui să-mi iau o mașină. E o bifă. Tu ar trebui, și a spus-o un mentor super, maximul mi se pare faza asta, tu ar trebui, cum a spus-o el, ar trebui să te simți, în momentul în care o femeie îți spune că vrea o relație cu tine, așa, din născări, ar trebui să te simți ca și cum un străin îți bagă mâna în buzunar și îți fură banii. Îi dau trandafirul nu pentru că îi place ei sau că ea abia așteaptă să... Nu, o fac pentru că așa simt eu. E parte din mine. Și în momentul în care o dau, îi comunic. Nu vin, hei, Ioana, ți-am adus un trandafir. Îți dau acest trandafir pentru că e uimitor felul în care mă fac să mă simt. Uite cum sună. Simplu, sec.
Sex simplu, comunicare neutră. Nu vin cu scrisoare de aia de un kilometru, hei, ești femeia pe care n-am întâlnit-o până acum. Full of bullshit, căcat. Vrăjel de la o poștă. Miroase a căcat, că am dat pe Google search, trei cuvinte să-i spui unei femei. Nu.